Întrebare. Este corect și biblic să te închini la Sfânta Fecioară Maria și la Sfinți? Ce spune Biblia? Aș dori să prezint punctul de vedere al Bibliei, ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și nu Sfânta Tradiție. Tradiția este de la oameni, Scriptura este de la Dumnezeu. Nu există niciun pasaj în Biblie care să indice faptul că Maria a pretins închinarea oamenilor. Dimpotrivă, Maria vorbește despre Domnul ca fiind mântuitorul ei personal. Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 46 și 49. Și Maria a zis, sufletul meu, mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu mântuitorul meu. Cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. Dragilor, Maria îl glorifică pe Dumnezeu, Maria se bucură în Dumnezeu, cel care este mântuitorul ei personal. Haideți să mai recitim odată versetul 46. Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu și acum vă rog să ascultați. Mântuitorul meu, spune Maria. În versetul 49, Maria afirmă că Dumnezeu este atotputernic. Maria spune că Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru ea. Maria spune că numele lui Dumnezeu este sfânt și că îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. Apostolul Ioan a fost ispitit să se închine înaintea unui înger. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 8 și 9. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Dragilor, vine un înger din cer, un înger de la Dumnezeu, să-i descopere lui Ioan anumite lucruri. Cu privire la vremea sfârșitului, Ioan este ispitit să se închine îngerului, însă îngerul a refuzat să accepte închinarea și îi spune lui Ioan, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt doar un slujitor, la fel ca și tine, la fel ca și frații tăi, la fel ca toți cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu. Dragilor, închinarea trebuie adusă întotdeauna doar lui Dumnezeu. Biblia afirmă cu tărie că singurul intermediar între Dumnezeu și oameni este Domnul nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel, în cartea 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, spune căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Nu scrie nicăieri în Biblie să chem pe un înger, să chem pe Fecioara Maria sau vreun sfânt pentru a fi mântuit. Biblia spune, oricine va chema numele Domnului, acela va fi mântuit. Romanii, capitolul 10, versetul 13. Oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Consider că este foarte important să menționăm și versetul 11 din Matei, capitolul 2. Acolo ni se vorbește despre niște magi, despre niște oameni înțelepți, care au venit de la mii de kilometri să se închine pruncului, să se închine mântuitorului, să se închine regelui născut. Și aș dori să citim versetul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile
și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Dragilor, oamenii aceștia, înțelepții aceștia, au venit și s-au închinat pruncului, ei nu s-au închinat Mariei. Spune că s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat, cui? Domnului. Dar n-au venit cu mâna goală. Spune că au venit cu daruri și au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Aș dori să te întreb, care este darul tău pentru Dumnezeu? Care este darul tău pentru Domnul Iisus Hristos? Închinarea adevărată întotdeauna te va costa. Apoi este foarte important să privim la versetul 12 din Faptele Apostolilor, capitolul 4. Aici Biblia ne spune că în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dragilor, singurul nume în care noi suntem mântuiți este numele Domnului nostru Iisus Hristos. Este numele care este mai presus de orice nume, singurul nume în care noi suntem și trebuie să fim mântuiți. Sunt și alte versete în Evanghelia după Luca, în capitolul 11. Consider că este important să menționăm versetul 27 și 28. Aici vedem cum Domnul Iisus Hristos, El îi numește fericiți pe cei care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Domnul Iisus spune despre acei oameni că sunt cu adevărat fericiți. Citim aceste versete. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis: ferice de pântecele care te-a purtat și de sânii pe care i-ai supt. Și el a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Dragilor, dacă Maria a putut fi numită fericită pentru că i s-a dat harul să-l nască pe Domnul Iisus Hristos, atunci cei ce ascultă de cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie numiți prea fericiți, potrivit cuvintelor Domnului nostru Iisus Hristos. El a spus, așa am citit: ferice mai degrabă, spunea Domnul Iisus, de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Asculți tu de cuvântul lui Dumnezeu? Împlinești tu cuvântul lui Dumnezeu? Este foarte important să menționez că unii oameni au afirmat că Maria nu a avut alți copii trupești în afară de Domnul Iisus. Dar lucrul acesta este fals. Biblia afirmă că Domnul Iisus a mai avut frați și surori. Aș dori să vă citesc din Scriptură, Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 55 și 56. Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda? Nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Noi ca și creștini trebuie să avem un respect deosebit pentru Maria, la fel ca pentru oricare alt sfânt din Biblie. Maria a fost nu doar mama Domnului Iisus Hristos, dar ea a fost și o sfântă. Viața ei trebuie să ne inspire și să ne încurajeze pe fiecare dintre noi să facem voia lui Dumnezeu și să-L onorăm cu viețile noastre. Noi trebuie să fim smeriți și să avem credință ca Maria. Trebuie să-L slujim pe Dumnezeu și să nu ne îndoim de promisiunile Lui ca și Maria. Totuși, închinarea trebuie adusă doar lui Dumnezeu. Închinarea trebuie adusă Creatorului și nu creației. Închinarea trebuie să fie sinceră, închinarea trebuie să fie dezinteresată și nu formală. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a avut o mare problemă cu fariseii, cu oamenii religioși din vremea lui. Și el spunea: norodul acesta se apropie de mine cu gura
și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetul 8. Oare lucrul acesta nu este adevărat și pentru noi astăzi? Cei mai mulți oameni sunt superficiali. Cei mai mulți oameni au o închinare superficială și îl iau pe Dumnezeu doar ca o umbrelă de ploaie. Ei îl cinstesc pe Dumnezeu cu buzele, dar cu inima lor este departe de Dumnezeu. Exact ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus acum 2000 de ani. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cum? Cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Este foarte important să privim la Apostolul Petru, care a refuzat să-i se aducă închinare. Și aș dori să citesc câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 25 și versetul 26. Apostolul Petru a refuzat să-i se aducă închinare. Spune Sfânta Scriptură așa: când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și i-a zis: scoală-te și eu sunt om, scoală-te și eu sunt om. Dacă Sfântul Petru a refuzat să-i se aducă închinare când era în viață, oare de ce ar accepta închinarea acum când a murit? Apostolul Pavel vorbește despre acest adevăr trist al închinării, aduse altcuiva decât lui Dumnezeu. El afirmă că oamenii au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Romani, capitolul 1, versetul 25. Oamenii, spune Pavel, au schimbat în minciună ce? Adevărul lui Dumnezeu. Și ce au făcut? 1. Au slujit. 2. S-au închinat făpturii în locul Făcătorului, în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. De la Ave Maria până la dogma înălțării trupești a Mariei, totul este nebiblic și de aceea fals. Toate acestea nu sunt decât invenții care au fost introduse în decurs de 1600 de ani de către Biserica Romană. Astăzi se prezintă totul ca și cum ar fi o moștenire autentic creștină. Cu toate acestea, aici avem de fapt o lucrare anticreștină a dușmanului, a diavolului, care vrea să abată omenirea de la singura credință mântuitoare în Iisus Hristos, pentru ca să dirigeze totul înspre cultul Mariei, care nu mântuie pe nimeni. Biserica Catolică a instituit dogma ridicării la cer a Fecioarei Mariei abia în secolul 20. Foarte interesant, nu? Oare de ce nu a făcut lucrul acesta în decursul celor 2000 de ani? Un lucru este clar. Nu există niciun pasaj în Biblie care să afirme că Maria s-a înălțat la cer. Marele teolog ortodox Dumitru Stăniloae a spus: nu putem să o separăm pe Maria de noi și să o punem pe același plan cu Hristos. Ea stă pe același plan cu noi și ne poate ajuta doar atât. Arată ce poate realiza o făptură omenească, folosindu-și libertatea pentru a se însoți cu voia lui Dumnezeu. V-am citat din cartea Mica Dogmatică Vorbită, pagina 184. Din punct de vedere biblic, Maica Domnului are nevoie ca și noi de un mântuitor. Deja am menționat faptul că singurul mântuitor, singurul intermediar între Dumnezeu și oameni este Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă Maica Domnului ar fi putut să facă ceva pentru noi, n-ar mai fi trebuit să moară Domnul Iisus Hristos pe cruce, este logic, nu? Ea nu poate să mijlocească între noi și Dumnezeu. Enciclopedia Catolică spune că în primele secole ale erei creștine nu exista urme ale cultului Fecioarei. Episcopul Epifanius, care a trăit în anul 400 după Hristos, spunea că unii creștini se închina Mariei ca unei zeițe,
ceea ce nu este după Scriptură. Unii creștini se închină Mariei ca unei zeițe, ceea ce nu este după Scriptură. Ruga Ave Mariei, Ave Maria, apare abia în secolul al XI-lea, apoi în anul 1954, Papa Pius al XII-lea sanctifica dogma înălțării și a încoronării Mariei ca regină a cerului. Dragilor, expresia aceasta este foarte veche. Ieremia demascase deja în timpul său, în anul 580 înainte de Hristos, cultul împărătesei cerului. Orice dogmă care încearcă să ia în folosul unei ființe omenești o practică oarecare, din lucrarea mijlocitorului nostru ceresc, Iisus Hristos, așa cum este cultul și închinarea la sfinți, precum și la Fecioara Maria, introdusă de biserică în secolele 5-10, constituie un atac împotriva singurului mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți, Biblia afirmă că dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Nu scrie că avem la Dumnezeu Tatăl ca mijlocitor pe Maria, nu. Noi avem la Tatăl un mijlocitor și acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. Nimeni nu contestă rolul Mariei în creșterea și îngrijirea copilului Iisus. Noi, ca și creștini, trebuie să avem tot respectul pentru Maria, dar ca o femeie credincioasă, fără a-i aduce însă venerare și închinare, care ar fi contrar Scripturii Cuvântului lui Dumnezeu. Poate oare Sfânta Fecioară Maria ca om să asculte milioane de rugăciuni din toată lumea, fără a fi pretutindeni? Poate Maria să se afle în același timp în cer și pe pământ și în purgatoriu, fără a fi atotștiutoare? Dragilor, atotștiutor și pretutindeni este însă unul singur și acesta este Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să fie onorat și cinstit de fiecare dintre noi. Amin.